Mami, clipul poate fi găsit pe internet. Cleopatra și Cezar împreună cu Pavel Stratan pe la Neața, o bucurie. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Pavel, poți să-mi dau seama că o să ai o bătrânețe foarte liniștită. Ai pe cine să te bazezi. Cleopatra e la fel de înaltă ca tine deja. Mai înaltă. Chiar mai înaltă. Chiar mai înaltă. Cred că o să se mai și lungească. Deci, practic, o să aibă cine să aducă o cană cu apă. Așa zice la noi. Bine ați venit! Salut, Cezar! N-am știut că ești un rapper așa de bun. Foarte multe versuri ai putut să ții minte, ceea ce mi se pare greu. Da. Da, este puțin greu. E, nu? Dar ai văzut și la școală, îți dau poezii de învățat destul de lungi și cu toate astea nu te poticnești, merge treaba. Da, merge. Pavel, piesa e una adâncă, trebuie să recunoaștem, nu mă așteptam. Cred că vine familia cu ceva mai vesel și mi s-a ridicat părul pe mine. Mai vesel am eu pe albumul meu. Da. Care îl lansez pe data de 10 decembrie la Palat Național. Piesa lui Cezar și al Cleopatra e ultima. Am început cu veselie și pe urmă cu tristețe s-a terminat, dar eu sper că prin această piesă o să trezesc un pic sufletele și cei care au crezut că nu au suflet. Da, categoric. Cleopatra, cum arată viața ta la 15 ani? Știi că tu de mică erai celebră. Adică eu cred că tu ai câteva recorduri, nu? Cel mai mic... Da, am 6 recorduri mondiale. 6 recorduri mondiale. Dăm niște exemple. Toate încep cu cel mai tânăr, nu? Da, cel mai tânăr artist care a susținut un concert... Tati, ajută-mă! Cel mai tânăr artist care a susținut un concert live. Cel mai tânăr artist care a avut... a lansat un album, cel mai tânăr artist care a primit 3 premii MTV, cel mai tânăr artist cu cel mai mare onorariu și cel mai tânăr artist de succes. Și nu ți-e greu cu povara asta la școală? Nu, n-am nicio problemă. De exemplu, cine șterge tabla? Nu știu, să meargă Cleopatra, cel mai tânăr artist cu cele mai multe premii. Sau... cine și-a făcut temele? Nu știm. Noi nu. Să-și facă cel mai tânăr artist cu recorduri mondiale. Unde faci școală, Cleopatra? La Chișinău. Cum e școala la 15 ani la Chișinău? Grea? Ușoară? Aproape de casă. E foarte aproape de casă, da. Ai, ești aproape? Eu îi văd pe geam. Da, e chiar, casa noastră e chiar peste drum. Se zice că dacă știi să cânti la școală și în general și la liceu, te pun ăștia să cânti gratis, bineînțeles, la toate evenimentele, la serbări, la bal, la banchet. Ești în filmul ăsta? Cânti? Da, cânt și cum. Am înțeles. Cezar, bună dimineața! Bună dimineața! Vrei sigur să te faci cântăreț sau mai ai o opțiune de genul tenismen? Vreau să mă fac cântăreț și boxer. Și boxer, am înțeles. Ambele le-ai luat de la tata. Cum ți se pare viața pe scenă? E fain sau e greu? Și fain. Nu este nici greu, nici fain, este super. Cred că are deja un orariu sau ceva, altfel n-ar fi zis așa repede. Pavel, ce facem pe 10? Pe data de 10 lansez albumul Totul despre viață la Palatul Național în Chișinău. O să am niște surprize, eu cu copiii, Cezar mai cântă la niște instrumente. Cleopatra la pian, eu cu chitară, asta în afară de bandul care să ne acompanieze. Cum adică Cezar mai cântă la niște instrumente? Okay. Cezar, ajută-mă un pic, că Pavel mă bagă în ceas. La ce cânti cel mai bine? La ce ți iese cel mai bine? Ce instrument? La tobe. La tobe ți iese cel mai bine, bun. Pe locul 2 în sufletul tău, alt instrument? Chitara. Chitara. Există și locul 3? Microfonul. Deci tu o să bați la tobe și cânti și la chitară. Pe și la cajon și la djembei cântă și... La cajon și djembei tot e... Eu să știi ce, Cezar, că djembei nu știu ce e. Eu am crezut că djembeiul e ca pojarul, îl faci când ești mic și după aia uiți de el. Ce e djembeiul? O tobă rotundă. Am înțeles. Voi trei pe scenă, mai vin și alți oameni? Da, o să avem trupa. Gașcă mare. Da. Și eu îmi lansez albumul meu nou, ei cu piesa și mai avem ceva împreună. Abia aștept să aflu mai multe detalii. Pavel.